se dă f de x egală cu logarit natural din 1 plus 2 supra x, da? Evident, x mai mare ca 0, dacă x diferit de 0, pardon, pentru că l-am la numitor și din condițiile de existență trebuie 1 plus 2x să fie mai mare ca 0, da? Adică 2 pe x mai mare ca minus 1, cum x-ul îl aducem la același numitor, scuze, că nu știm de x. Bine, teoretic, dacă am f de 1, f de n, deci înseamnă că x-ul este pozitiv, da? Că luăm numai pe part chiar mai mare sau egal cu 1, da? Și asta vine x plus 2 pe x mai mare ca 0, ceea ce este adevărat, da? Că x-ul pozitiv înseamnă ăsta e pozitiv, ăsta e pozitiv, deci ok, da? Că nu ne-a dat de la f de 1 încolo, deci n-avea rost să stabilim tot domeniul. Și acum zice, domnule, șirul meu UDN este f de 1 plus f de 2 plus puncte, puncte plus f de. Odată de aici, observați că pe f de x putea să scrieți cum aduci la același numitor logarit din x plus 2 pe x, da? Sau altfel spus, logarit din x plus 2 minus logarit din x, nu? Și atunci îmi dă minunea asta, atenție, puteți să o scrieți așa, restrâns, sumă din f de k, da? Pentru k de la 1 la n. Adică este sumă din ce înseamnă f de k, logarit din k plus 2 minus logarit din k, pentru k de la 1 la n. Și acum trecem suma la fiecare, vine sumă din logarit din k plus 2, logarit din k plus 2, da? Minus sumă din logarit din k, pentru k de la 1 la n. Acum, atenție, puteți să-i dați valori la început și la sfârșit la fiecare, numai că trebuie să-i dați mai multe valori. Ca să nu aveți probleme, atenție, se mai poate face în felul următor. Uite, de exemplu, pot să-l notez pe acest k plus 2 de aici, cu un s. Și atunci suma mea o să vină așa, sumă de la s egal cu, când k egal cu 1, cât este s-ul? 3. Când k-ul este n, cât este s-ul? N plus 2. Din cine? Logarit natural din s. Da? Minus sumă din logarit natural din k. Atenție, și ăsta poți să scrii tot din s ca să fie exact ca primul, că simbolul de sumare nu are nicio importanță. Poți să scrii cu ț dacă vrei aici, da? Deci îl scriem ca să putem să-i grupăm cu ăștia. Cu sumă de la s egal cu 1 la n din logarit din s. Și acum, atenție, faceți ca la integrale. Luați partea, că integrale au fost niște sume generalizate, luați partea comună a sumelor, observați de la 3 până la n. Astea vor fi partea comună a lor. Și atunci prima sumă o scriu așa. Sumă de la s egal cu 3 la n din logarit din s plus, pentru n plus 1 vine logarit din n plus 1 plus logarit din n plus 2. Da? Minus. Aici, cum am plecat cu suma de la 3, o să zice minus pentru s egal cu 1, cât îți dă asta? Logarit din 1. Pentru s egal cu 2, minus logarit din 2, minus restul. Sumă de la 3 la n din logarit din s. Și acum ia uitați, ăștia se reduc. Deci cât este șirul meu? Logarit din n plus 1 pe lângă n plus 2, că e produs, ăsta este 0, supra 2. Da? Ce mi-a cerut mie aici? A, limita acestui șir cu termen general. Păi, cum n plus 1 pe n plus 2 tinde la infinit, logarit pe 2 infinit, logarit din infinit cât face este infinit. Deci limita noastră este infinit. Unde era? Aici, răspuns corect,